La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Avem și primul apel, băieți. Primul apel pe ziua de astăzi. Repede că moare. Ăsta a fost anunțul. Ăsta a fost... Așa. Domnule medic în oraș. Ia să vedem care este cazul aici. Ăsta tocmai l-a bătut pe ăla sau nu s-a părmit? Ăsta tocmai l-a bătut pe ăla sau nu se pare mie? Ce s-a întâmplat, domnici? Domnule, am făcut o cursă ilegală și domnul a cam intrat aici, în parapete. Am înțeles. Și pe contrasens? Mai merge mașina să o luați dumneavoastră să nu stea în drum? Stați să mă uit aici. Luați-o și băgați-o acolo în parcare la supermarket, vă rog. Merge, merge. Haideți să o luăm. Băgați-o în parcare. Vai de mine, dar cred că e lovit tare. O luă, vă ajut? Dar nu știu ce are. Eliberați-o, vă rog frumos, nu stați aproape așa, da? Hai să vedem dacă îl pot reanima. Doamna asistentă, după putem să vorbim ceva, vă rog, că nu mai pot de durere de spate. Mergeți la spital să luați, la farmacie să luați medicamente, domnule. Gata, doamna, mulțumesc. Ei sunt doar pentru urgențe. Haideți, domnule, s-a ridicat. Aoleu. Păi doamna, cred că am coloana ruptă. Ești bine? Mă doar toate, toate mă doar. Sunteți ok? Nu știu, domnule, a intrat doamna, a intrat aici în aparatete. Domnul verde, domnule, nu pe dumneavoastră, da? Da, da. Mă doare puțin genunchiul și mâna stângă, da, atât. Vai de capul meu. Spuneți și mie cum vă numiți, vă rog frumos. Ștefan Mazăre. Ștefan Mazăre. Locuiți în oraș? Aici da. Sau veți veni din altă parte? Aici, da, da, da. Înțeleg. Aveți o adresă anume să trec aici? Strada Florilor, numărul Florilor? 5. N-am auzit de Strada Florilor, dar am să trec aici. E acolo, tovarășa. Strada Florilor, numărul 5. Vă zic și okay. Numărul la vilă? Nu, 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 atâta. Păi ăsta este numărul 5, nu? A vrut să zică cu toată. Ia să vedem noi. Puteți să merge la supermarket, hai să vă luați o sticluță cu apă. Și tot da, acolo da, da. Am aprovizionat eu cu niște, de-astea cum se numește, pastile de calmant, ok? E bine. Și dacă vă, dacă mai, cum să zic eu, dacă persistă durerea, să veniți la spital să facem o radiografie, să vedem ce se întâmplă. Dar văd că sunteți pe picioare dumneavoastră, deci da, nu da, cred că ar fi o problemă prea mare. O să vă prind la spital dacă mai intervin. Și folosiți o centrală de siguranță, vă rog. Am folosit-o, dar... Hai că ai folosit? Cât să... Dacă ați fi folosit-o, erați în continuare în mașină. Bine, doamna, dar nu chemați miliția, vă rog. Păi, nu o chem. O seară bună. Bine, seară bună. Seară bună, seară bună. Ca de obicei, toată lumea se înghesuie, toată lumea e numărul 1. Hai, tovarășe, să mă duc acolo la mașină. Hai că-mi pot să conduc. Nu faceți mișcări bruște, da? Haideți, haideți, stați că îl iau eu acum, îl iau acum, hai, hai, îl dau hai. O sticlă de văd că o să te simți mai hai bine. Hai așa, hai așa, hai aici. O să stai în caza aia, de-aia. E, stai în caza aia, de-aia, dacă e. Hai că am înțeles. Bun. Mai e unul aici a căzut. Dar nu știu dacă e mult sau nu e mult. Deci n-a sunat la medic nimeni pentru el, știi? Dar dacă l-am văzut... Vai de mine. Mergeți mai cu atenție, domnilor! Ce s-a întâmplat? E plin de sânge, domnule? M-a lovit cu motocicleta. Mi-a spart bufanul. Nu vorbiți, domnule. Vorbește când e mort, băiatul. Domnul Bărbos, plecați de aici. Se simte bine? Aici. Ok. Se simte bine? Păi nu se simte bine. Tocmai de asta sunt aici, nu? Mi-a da, spart bufanul. Așa. Așteptați aici, da? Motocicleta dumneavoastră unde este? Păi nu e mea, m-am călcat cu motocicleta. Păi dumneavoastră erați pe stradă? Într-un fel. Păi... Eram aici.
Nu erați acolo, erați mai în față, dar erați în mijlocul străzii. Păi m-a lovit și m-a aruncat acolo. Am înțeles. Așteptați puțin să iau niște bandaje să vă... și niște... alcool. Să vă șterg sângele. Așa. Nu, tovarășa medic, e totul bine? Da, da, da. Nu vă spărați, concediu medical emiteți? Veniți aici la mine, doamne, concediu medical, vreau să fie că sunteți sănătos și după aia. Păi nu, dar nici până la muncă nu prea aș mai vrea să merg. Am înțeles. Ia să vedem noi. Și la picior aici, rămâneți în picioare, rămâneți în picioare, așa. Să vă pun un bandaj la picior. Dar nu mă doare la celălalt. Doamne, eu pun acolo unde văd rana, dacă nu vă doare încă... La dreptul, la dreptul. Așa. Vai de mine. Trebuie să mergeți să faceți și un duș și să mergeți la spital să faceți o radiografie, că ați fost lovit destul de rău. Văd că nu prea mai simt nasul. Ia spuneți-mi acum, vă doare tare când mișc? Nu simt nimic. Nu simți nimic? Păi cum, doamne? Să fie o pareză. O fi impactul și... O mică pareză. Haideți cu mine la spital. Domnișoara medic, dumneavoastră ajutați și săracii? Ajut pe oricine, domne. Nu mă ajutați pe mine cu niște bani? Păi ajut oamenii care sunt pe moarte, domne, nu să băg cu bani. Mergeți la cerșit în altă parte. Am înțeles, deci dacă sunt medic, trebuie să-i ajut pe ăștia care n-au bani. E next level. Există șanse să le reparați? Păi nu știu, o să vă dau un... O să vă fac o injecție. Nici eu n-am. Doamne, nu mai stați cu mașina aici, vă rog frumos! Gata, doamne. Blocați toată treaba! Asta e intrare de urgență, nu stați acolo degeaba! Și sunt atâtea apeluri la medic, de ce nu vă duceți? Păi da, nu sunt formulate corect, doamna medic. Ați văzut și dumneavoastră. Uite, e unul cu Ștefan Mazăre acum. Mergeți acolo. Gata, mă duc acum, doamna medic, să vedeți. Cârci aveți? Nu sunt formulate corect, omul stă de o jumătate de oră de vorbă cu ăsta aici, pe colț. Haideți. Piciorul mai doare? De ce? Dar nasul tu nu-l simt. Respir doar pe gură. Respirați pe gură momentan. E posibil de la sânge să nu mai puteți respira pe nas, să fiți... să aveți nasul înfundat. O să vă pun să suflați nasul imediat, aveți dreptare puțin. Bună seara. Bună seara. Domnișoară, o pastilă de cap. O pastilă de cap luați de la farmacie, domnule, eu sunt cu urgență. Păi e închis, domn. Nu e închis, este deschis dacă mergeți la farmacie. Domnișoară, mai devreme am pus. Intră în aici? Eu nu am medicamente de cap, domnule. Nu, domnule. Măcar o injecție, ceva. Păi injecție că vă doare capul, să te sănătoși. Da, domn. Rămâneți acolo, vă rog frumos, nu aveți treabă cu mine. Eu sunt medic pentru urgență, atât. Salut, mâna, mulțumesc, frumos. Deci eu vreau măcar o injecție, că-l doare capul. Deci n-am mai auzit viața așa ceva. Există, poți face transplant de nas? Nu se face transplant de nas, domnule. N-am auzit așa ceva niciodată. Nu, rămâneți jos. Nu trebuie să vă urcați pe tarbă. Mă întindeți. Așa. O să iau din sertar aici o batistuță să vă dau să suflați nasul, da? Eu sunt puțin alergic la injecție. Păi nu facem încă injecție. Suflați nasul tare în asta. Oh, no. Așa. Nu prea iese. E sânge atât. E sânge, nu? Da, e normal să fie spre MOV. Iau eu pinsetă de aici. Capul sus, da? Uitați-mă sus. Mă uit. Și o să bag eu puțin penseta aici, să nu vă speriați, nu vă mișcați.
Am găsit, am găsit. Oh. Ia vedeți, puteți respira acum? E puțin mai bine, nu? Am tras o dată și a rămas acolo, nu mai iese nimic. E bine, e bine. Așa. Văd că s-a... V-ați dat și cu Batista pe, hain... da. Pe hainuțe, nu mai aveți sânge? Da. S-a trecut pe un perete, mă. Încă ceva. Spuneți. Adeverință de concediu medical, de unde iau? Imediat, imediat. Veniți la mine în birou. Că zic și eu, dacă tot am fost lovit, să și profit. Dar vă simțiți mai bine măcar un pic? Da, începe să funcționeze nasul. Înțeleg. Și ar trebui odată cu eliberarea sinusului să se ducă și amorțeala aia. Spuneți nume și prenume, vă rog să-l notez aici. Versace Răzvan. Versace Răzvan. Vârsta? 24. 24 de ani, așa. O să pun aici accident. Ok. Vă pot oferi maxim o săptămână de concediu medical, să știți. O săptămână? Nu este ceva foarte grav, da. Măcar două săptămâni. Două săptămâni. Dacă dați și dumneavoastră ceva. Doamna medic, aș da, da. Eu sunt pe mine și cu banii la asigurare medicală. Hai de mine. De ce asigurare n-aveți? Păi, mai greu cu muncă, că nu mă angajează nimeni dacă n-am permis. Da, da, da. E în regulă. Uitați aici pentru două săptămâni. Mulțumesc frumos, apreciez. Mergeți ușor acasă, da? Luați un taxi sau ceva. Da, da. Dacă nu aveți bani de taxi, luați-o pe jos ca să vă revină și piciorul. Da, văd eu. Cârje aveți pe aici? Cârje nu avem, din păcate sunt... Nu avem pe stoc deloc. Am avut vreo 20 de persoane ieri care au avut nevoie de cârje. Au fost un accident foarte mare de autobuz. Am înțeles. Ok, mulțumesc frumos, Săruna. Nicio problemă. Ieșirea este pe acolo. Săruna, hai frate, ușor că-ți dau peste cutie. Cutiuța aici și în dreapta. Unde, unde? Mulțumesc. Aici înăuntru și în dreapta le puneți acolo. Mulțumesc. Săruna, am și o problemă. Spuneți. De câteva zile în continuu tot mă doare spatele. Nu știu ce să mai fac. Nu mai pot să stau noaptea în pat pe spate. Nu mai pot. Ați încercat să... Puneți pe cineva să vă... Cum să zic eu? Să vă apese pe spate acolo un pic? Am încercat, doamnă, și am fost și la masaj. Nu mai pot, doamnă. Deci nu-mi trece cu nimic. M-am dat și cu Alifi. Nu știu ce să mai fac. Înțeleg. Numai o secundă puțin. Veniți la mine în birou. Ce faceți, domnule? Așa. Alo? Doamne, mă scuzați. Dați-mi un nume și un prenume, vă rog. Imediat. Nume, nume Inimă de Leu, prenume Musuliman. Doamne, nu vreau porecl, vreau nume, doamne, numele dumneavoastră, din buletin. Da, doamne, ăsta e numele meu. Mama cu tata sunt de altă etnie și... Am înțeles, da, da, da. Da. Deci Inimă de Leu și mai cum? Musuliman, prenumele. Așa. Care e vârsta? 69 de ani. Și simptomele? Dureri de spate, uneori mă simt și amețit. Dureri de spate cu amețeală? Da. Astea nu prea au legătură unul cu alta, dar va trebui să se uite doctorul. Realizez, da. Am mai fost și la alți doctori în alte orașe, toți mi-au zis la fel, nu știu ce e cu corpul meu. Da, da, da. Păi, ok, puteți reveni după ora 18. Da, mulțumesc, tot aici. Când domnul medic o să fie aici de gardă, da? Da, să sperăm tot că o să fie. Tot la mine aici, la ăsta, dar o să fie el de gardă. Da, da, mulțumesc mult. La ora 18, nu, domnul Cătălin îl cheamă. La 11, da. Cătălin Buzatu. Da, 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 mulțumesc mult. Nicio problemă. Dar am idee de unde mi-a venit mie Cătălin Buzatu, dar whatever. Random, bără mea, ce vrei? Hai să mai luăm un apel repede, vă rog, nu se poate. Dacă vreți să vină medicul să vă ajute, nu scrieți repede, vă rog. Auziți? Da.
Am auzit de asigurare medicală. Cât costă acea asigurare? E 10 lei, domnule, 10 lei. Și ce-mi garantează? Adică? Păi dacă aveți o problemă medicală și veniți la spital, nu vă... O suc de bani, doamne, că o costă o grămadă de bani să... A, costă mai mulți bani, nu? Păi și cu da, asigurare. Normal, normal. Vreau și o asigurare de-aia. Păi, aia este automată, doamne, mergeți la bancă să depună... Aia e automată. Mulțumesc. Doamna medic, să rămână. Da. Colegul dumneavoastră știți pe unde? Nu știu unde, doamne, dar... Asta cam mult de vorbă, ar trebui să muncească, nu să stea de vorbă cu dumneavoastră, da? A, da, să rămână. Aveam un subiect bun de vorbă, cred. Am înțeles. Când o fi liber atunci? Da, l-aștept aici. Popescu... Oricum, ce face. Mă mai ura lumea bună de pe aici. Și ăsta e foarte aproape aici. Leo, uite aici cobor, e mort. Domnul medic. Eliberați doamna, vă rog frumos, nu mai stați aici, vă rog frumos. Domnii aceștia au dat în mine și în acești domni. N-a dat nimeni, a fost eu aici tot timpul. Au dat în mine și în acești domni. Am făcut altă cursă, Elen. N-ai făcut după eliberează zona, pleacă. Doamna, vă explic eu ce s-a întâmplat. Zice colegul meu, zice. Doamna. Nu mi-explicați mie că nu este treaba mea, ok? Ok, îmi pare rău. Vine imediat miliția, stați pe trotuar acolo. Domnul milițieni? Da, tovarăș. Am aici o problemă cu dânsii, o să-i ajut primul să ridice de jos. Dar dânsii spună că au încercat să-i bată sau ceva de genul, da? Da, domne, pe mine, domnul. O să încerc să văd dacă să pot să parchez și o mașină. Văd că nu sunt foarte grave, nu sunt doar leșinat. Hai, spun și o mașină. Sau las. Domnul polițist. Și să vă ocupați de ei după aia, da? Bă, să tăcești când am dat pe unii ăla, ok? Uitați-vă că s-a retezit, în regulă. Domnul polițist. Luați-l pe trotuar, vă rog. Ce-a făcut tovarășa? S-au bătut? Da, domnul polițist. Acel domn cu jacheta a dat în mine. Eu, mă. Ăsta cu jacheta? Da, domnul. Ce-am făcut, mă? Ăsta cu jacheta negru și alb a dat în mine, domnul. Și mi-a spart turțul la bicicletă. Eu am venit la pic, mi-a făcut treaba. Și m-au chemat și pe stație cu taxiul. Ce, bă? Hai că la mule bagi la tine, bă. Verde veniți după mine. Vă ocupați dumneavoastră, domnul poliție. Colegul, viața mea. Dă-mi o îmbrățișare, viața mea. Bă, fă liniște asta. Viața. Bun, băieții. Cu ce s-a întâmplat aici, vă frumos spre experimentul. Așa, n-am mai stat acolo pentru că era foarte, foarte mare gălăgie, foarte mare cancer, să zic așa. Hai că s-au tocmai auzit în pușcături, deci e clar. Bine, sper că în pușcăturile astea să fie din partea miliției, doar ca să-i calmeze pe aia. Rușii la dreapta aici. Rușii pentru cei care vin din partea aia, gen, nu pentru mine. Eu aveam verde acolo, aveam cetează trecerea cum ar veni. În caz că sunt ăștia care spuneți voi că băi, la toporoșu! Da. Bă, astăzi a fost o zi ok. Oameni răniți, oameni care au făcut roleplay decent, roleplay ok. Deci nu mă plâng. Hai să ne întoarcem aici pe stânga. Așa. Și de aici eu vreau să ajung înapoi la medic, la mine. Întoarcem aici, se poate? Opa, așa ușor. Hai că se poate. Da, roleplay de astăzi chiar a fost decent, a fost ok. Eu te-am trecut a doua oară pe galben. Da, e galben, frate, ce zi face? Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, frate, dacă vă place seria de GTA Real Life. Și dacă vreți să mă susțineți în continuare, nu uitați să dați like acolo frumos, 2020 de like-uri. Și noi ne revedem în episodul următor. Vă urez o zi perfectă în continuare și să fiți fericiți toată ziua.